Salutare și bine ați venit la o nouă rețetă! Am să fac astăzi mic dejun englezesc și vă invit să rămâneți alături de mine pentru a vedea cum se prepară această rețetă. Dacă nu v-ați abonat încă la canalul meu, vă sfătuiesc să o faceți pentru a nu pierde niciuna dintre rețetele viitoare. Pentru a prepara această rețetă, o să am nevoie de un ardei roșu mare, tocat cu bulețe de 1 cm, 2 cepe tocate mărunt, 200 g de bacon, 2 ouă mari, 2 căței de usturoi tocați felii, o lingură de boia de ardei afumată, 200 g de ciuperci brune, o conservă de 400 g de fasole albă și o conservă de 400 g de roșii tocate. Pentru început am să pun ulei de măsline într-o tigaie, la foc mediu, apoi am să adaug ceapa și am să o călesc pentru 7-8 minute până când aceasta devine galben. După ce ceapa s-a călit, adăugăm baconul și mai prăjim pentru aproximativ 2 minute. Apoi adăugăm usturoiul, ardeiul și ciupercile. Amestecăm totul bine și mai lăsăm să se prăjească aproximativ 5 minute. După ce acestea s-au prăjit, am să adaug boiaua, amestec bine . Apoi adăugăm roșiile, fasolea și puțină apă. Amestecăm totul bine. Punem capacul și lăsăm să fiarbă pentru 5 minute. După cele 5 minute am să asezonez cu sare și piper și îl mai lăsăm să fiarbă până când sosul se îngroașă. Apoi am să fac 2 găuri cu lingura și am să pun ouăle. Ouăle le puteți face și separat. După ce am pus ouăle, am să pun capacul și am să-l mai las pentru aproximativ 3 minute. Când totul este gata, asezonați cu boia de ardei afumat, pătrunjel verde și serviți alături de o salată verde sau pâine proaspătă. Vă urez poftă bună și până data viitoare, numai bine!